Noi am susținut-o pe această femeie atunci când am aflat că urmează să plece cu noua sa colecție la Milano. A revenit, ne bucurăm foarte mult că este sănătoasă, nu a adus niciun virus acasă, a adus înapoi rochiile sale. Oxana Munteanu, alias Căsândruța, alături de noi în această seară. Mă bucur foarte mult. Bine ai venit! Bine te-am găsit! Ce ai tu aici, draga mea? Ia uitați-vă! Bondar de primăvară! Un bondar de primăvară și nu-i singur el. Bondarul are încă trei frați de culori diferite acolo jos. O să vă arătăm imediat cum sunt agățați, dar pentru că suntem aici lângă câteva dintre noile rochi, mă bucur foarte mult că ai ajuns la Milano. Ți-ai dorit de mult timp acolo. Da, așa este. Cum a fost? A fost magic, a fost minunat, a fost o organizare de excepție, lumea s-a bucurat și a venit și ne-a susținut. Noi de acolo am început să sărbătorim primăvara. E colecția pregătită special pentru Milano sau oricum e colecția care era să se întâmple și aici și urma să fie prezentată în cadrul Moldova Fashion Days? Da, așa este. E unica colecție de primăvară care a fost și la Milano și a revenit și acasă să fie defilată și la noi. Te-am văzut în poze, ai plecat cu modelele tale de acasă pentru că te-am văzut în compania multor femei din Moldova, acolo, în Milano. Așa a fost să fie să ne întâlnim acolo. Eram cunoscute deja cu Radmila Popovici și am avut ambele prezentări acolo, eu cu rochiile și ea și-a prezentat cartea. Și am făcut o zi de plimbări prin Milano care a fost încântător și pentru noi și pentru cei care ne vedeau. Încântătoare a fost și revenirea ta acasă pentru că ai avut și sărbătoare. Da. Vrem să vă arătăm o poză și să vă dați seama ce legătură are această poză cu sărbătoarea din viața acestei femei, care pe lângă faptul că are un brand, mai are și trei copii de crescut acasă. Hai să vedem poza. Deci, dacă sunteți așa dintr-o parte, parcă aș zice că sărbătoriți vreo zi a căsătoriei sau ceva. De fapt, voi aici sărbătoriți? Ziua copiilor noștri. Copiilor, deci trei, toți trei, într-o zi, născuți în ani diferiți. Noi avem și tradiția de a face aceste poze în fiecare an, noi părinții și copiii. Anul acesta ești pregătită pentru Moldova Fashion Days, pentru că știu că foarte mulți creatori de produse, de haine, genți și multe alte detalii, pe ultima sută de metri lucrează intens. Suntem pregătiți pentru că eram pregătiți pentru Milano și acum deja lucrăm la piesele cu care vom încânta în premieră publicul de acasă.